Un proiect și original și interesant și cu mare succes este derulat de Inspectoratul Școlar Județean Galați și este destinat eliminării situațiilor de abandon școlar. Acesta oferă elevilor de clasele a 7-a, 8-a sau celor din anii terminal de liceu oportunitatea unei a doua șanse de terminare a studiilor. Timp de 18 luni, acest proiect va permite parcurgerea programei școlare în mod concentrat, existând posibilitatea ca timpii de studiu să fie ajustați de la caz la caz în funcție de persoanele înscrise în proiect. Ei se pot reîntoarce la școală, se va face și o evaluare a abilităților și competențelor lor și în funcție de acest lucru, de acest nivel al competențelor, ei vor fi înscriși în clasa pentru care deja pot fi înscriși, au competențe sau demonstrează că chiar dacă ei poate au finalizat clasa a doua, dar dacă ei demonstrează că au competențe de final de clasa a treia, atunci ei vor fi înscriși în clasa a patra, ca să spunem așa. Bine, programul a doua șansă funcționează după o metodologie specifică. Într-un semestru există o posibilitate de a flexibiliza programul, într-un semestru practic se finalizează un an școlar, există posibilitatea de a face cursuri în weekend sau comasate în anumite perioade, astfel încât este un program care poate răspunde mult mai bine nevoilor persoanelor care se află în situația de abandon școlar. Avem persoane și de 50 de ani care se reîntorc la școală și care doresc să finalizeze învățământul obligatoriu din diferite motive, fie pentru că doresc să aibă carnet de conducere, fie pentru că doresc să se califice într-o meserie, fiindcă cei care termină învățământ gimnazial în programul a doua șansă au și obțin și un certificat de calificare profesională și apoi mult mai ușor le va fi să-și găsească un loc pe piața forței de muncă. Proiectul Corect va organiza centre de asistență integrată la Galați și Tecuci și va educa în acest sistem elevi înscriși în 15 unități școlare din județ. În aceste centre de tip after school pot să fie evaluate și instruite persoane cu vârste diferite, cu metodologie specifică și cu timp de studiu concentrați la un semestru.